Dacă aveți 2-3 cartofi, faceți în câteva minute aceste chiptele de fost delicioase. Se fac repede, ușor, cu puține ingrediente și sunt incredibil de gustoase. Ne trebuie 2-3 cartofi, un morcov, 2 cepe, sare, piper, curcuma, fărsunghel, condimente după gust, puțină făină și 2 căței de usturoi cine vrea. Mod de preparare. Curățăm cartofii, îi tăiem și punem la fiert. Când s-au înmuiat, îi pasăm ca pentru piure. Dăm morcovul pe răzătoare. Tocăm doar o ceapă din cele două, cealaltă rămâne întreagă. O tocăm mărunt și le călim în puțin ulei. Le punem peste cartoful pasat cu verdeață, o jumătate de linguriță de curcumă și condimente după gust. Zdrobim și 2 căței de usturoi și amestecăm totul bine. Ceapa cealaltă se taie pe jumătate și se desfac foile una câte una. Acestea se vor umple cu compoziția făcută înainte. Pentru rumenire, le dăm prin puțină făină sau pe smet. Mai presărăm puțină curcumă pentru culoare. Încingem tigaia cu ulei și le punem la prăjit. Când s-au rumenit pe o parte, le întoarcem pe cealaltă. Totul durează doar câteva minute. Sunt atât de bune aceste chiptele de post că veți face mereu. Poftă bună!